Bună ziua, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi voi discuta despre rezumat, carte cheia scrisă de Joe Vitale, apărută la editura Meteor Press, face parte din categoria dezvoltare personală, mai mult control asupra vieții și destinului dumneavoastră, secretul de a atrage tot ce vă doriți. Și arată cartea pe față, laterală, verso. Înainte de a începe, cum am zis la celelalte rezumate, nu am nicio înțelegere scrisă sau verbală cu autorul, editura sau traducătorul, fac din pură inițiativă. Cât dați bani pe un viciu, puteți să dați bani și pe această carte să învățați lucruri noi și importante. Cheia succesului se ascunde în paginile acestei cărți și în propria persoană. Iată secretul pe care nu știați pentru a vă elibera întregul potențial și pentru a obține tot ce vă doriți în viață. Răsuciți cheia și faceți primul pas spre împlinire. Apelând la înțelepciunea practică și la tehnica autentică a înțelegerii de sine, Vitale vă oferă 10 metode garantate pentru a vă bucura din plin de viață. Metoda 1. Trăiți în prezent. Metoda 2. Schimbați-vă convingerile personale. Metoda 3. Analizați-vă gândirea. Metoda 4. Citiți cărți motivaționale. Metoda 5. Spuneți în continuu te iubesc. Metoda 6. Țineți-ne cazurile la distanță. Metoda 7. Simțiți-vă de parcă dorințele v-ar fi fost îndeplinite. Metoda 8. Spuneți în continuu îmi cer iertare. Metoda 9. Lăsați-vă trupul să comunice. Metoda 10. Recepționați mesajele stărilor dumneavoastră de spirit. Joe Vitalie dezvăluie obstacolele ascunse din spatele tentativelor eșuate de a ne atinge scopurile. Dacă nu ați fost capabil să obțineți sau să vă atrageți tot ce vă doriți cu adevărat, secretul elevat aici vă va deschide ușa tuturor posibilităților. Folosiți cheia și bucurați-vă de avantajele descătușării potențialului vital. Joe Vitale este președinte al companiei de consultanță în marketing, Hypnotic Marketing Incorporated. A fost supranumit Buddha al internetului pentru felul în care îmbină priceperea în marketing cu cea dovedită în domeniile spirituale. Printre cărțile scrise de el se numără Factorul de atracție, Manual pentru viață și Zero Limite, apărute în limba română la editura Meteor Press. Vă puteți înscrie la mrfire.com pentru a primi gratuit buletinul informativ. Despre autor. Unul dintre patraganeștii filmului Secretul, Dr. Joe Vitale, este președinte la Hypnotic Marketing Incorporated și președinte al Frontier Nutritional Research, amândouă companii având sediu în Austin, Texas. Joe Vitale este autor a prea multe cărți care se numărăm aici, inclusiv bestsellerurile Factorul de atracție și Manual pentru viață și a programului audio de succes de la Nightingale Conant, The Power of Outrageous Marketing, autorul mai scris de asemenea The E-Code, Where is the Customer Born Every Minute, The 7 Laws Secret of Success, Hypnotic Writing, Your Internet Cash Machine și Buying Trends și este coautor al cărții Meet and Grow Rich și Zero Limits. Deși în trecut a locuit pe străzi și a trăit în sărăcie, acum Joe este considerat unul dintre pionerii marketingului pe internet. El a ajutat mulți oameni să devină milionari și a pus bazele unui adevărat imperiu online. Datorită contribuției sale din filmul Secretul și succesului de care s-a bucurat cărțile Factorul de atracție și Zero Limite, a devenit un curând domeniu dezvoltării personale, căutat de mulți, este adesea numit Buddha al internetului, sau tu principal este mrfire.com. Ofertă specială de la autor. Cine mai vrea să participe la un curs de instruire în miracole, în sfârșit cu ajutorul programului de instruire în miracole al lui Joe Vitale, puteți acum să depășiți blocaje interioare care vă împiedică să aveți rezultate pe care le vreți. Pentru a avea rezultate pe care le doriți, trebuie să fiți purificat. Dacă există în interiorul dumneavoastră contra intenții, fie ele conștiente, fie inconștiente, nu veți avea rezultate pe care vi le doriți cu adevărat. Chiar dacă le veți atinge, ele vor fi de scurtă durată și apoi vor dispărea. Deci, cum puteți să vă purificați? Cum puteți scăpa de aceste blocaje interioare pentru a progresa cu viteza luminii spre ținta pe care v-ați stabilit-o? Puteți folosi cele 10 metode descrise în această carte, dar dacă vreți să aveți rezultate mai rapide sau dacă vreți îndrumări potrivite situației dumneavoastră, s-ar putea să aveți nevoie de un instructor specializat în miracole. Pentru o scurtă perioadă de timp, puteți solicita asistența gratuită din partea unui instructor pe site-ul miraclescoaching.com. Deci, The Key, The Missing Secret for Attracting Anything You Want, copyright 2028 by Hypnotic Marketing Incorporated, all rights reserved. Da, deci, cheia la noi a apărut în 2015 și reeditat în 2021 de la Meteor Publishing. Secretul de a ta de tot ce vă doriți.
Suntem capodopera existenței noastre, fiecare este un Michelangelo al propriei vieții și acel David pe care îl sculptăm suntem noi înșiși. Dr. Joe Vitale din filmul Secretul. Cuprinsul cărții, crezul optimiștilor, prefață, mulțumiri, partea 1, cheia, secretul elevat, cheia, cum funcționează universul, legea atracției, fără clauze adiționale, acțiunea este întotdeauna necesară, cum vă atrageți $1.000.000, de ce lucrurile materiale, limita meritului personal, așteptați-vă la miracole, așteptați aspirații mai mari, partea 2, metodele. Metoda de clarificare numărul 1, trăiți în prezent. Metoda de clarificare numărul 2, schimbați-vă convingerile personale. Metoda de clarificare numărul 3, analizați-vă gândirea. Metoda de clarificare numărul 4, citiți cărți motivaționale. Metoda de clarificare numărul 5, spuneți te iubesc. Metoda de clarificare numărul 6, țineți necazurile la distanță. Metoda de clarificare numărul 7, simțiți-vă de parcă dorințele v-ar fi fost împlinite. Metoda de clarificare numărul 8, spuneți-mi cer iertare. Metoda de clarificare numărul 9, lăsați-vă trupul să comunice. Metoda de clarificare numărul 10, recepționați mesajele stărilor dumneavoastră de spirit. Partea a treia și ultima, miracole, curs de instruire miracole, întrebări și răspunsuri, un fragment dintr-un teleseminar de instruire miracole, 5 perspective asupra atragerii banilor, fragmente din cursul de instruire miracole, ce înseamnă instruirea miracole, bonus, libertate emoțională 101, renunțarea la gândirea și sentimentele nedorite, bibliografie despre autor, ofertă specială, cine mai vrea să participe la un curs de instruire miracole, crezul optimiștilor. Promiteți-vă să fiți atât de puternici încât nimic să nu vă tulbure liniștea minții, să vorbiți despre sănătate, fericire și prosperitate tuturor oamenilor pe care îi întâlniți, să vă faceți prieteni să simtă că au valoare, să vedeți mereu partea luminoasă a locurilor, să lăsați optimismul dimineața să prindă viața, să vă gândiți doar la lucruri mari, să lucrați la capacitate maximă, să vă așteptați numai la bine, să fiți la fel de entuziasmi de succesul altora ca și cum ar fi al dumneavoastră, să uitați greșelile trecutului, să vă îndreptați atenția spre realizările viitorului, să aveți întotdeauna o expresie veselă, să întâmpinați cu un zâmbet orice făptură pe care o întâlniți. Să acordați atât de mult timp dezvoltării proprii persoane încât să nu vă rămână timp pentru a-i critica pe alții. Să fiți prea siguri pe dumneavoastră și vă pentru a vă îngrijora pe buni ca să vă mâniați, prea puternici ca să vă temeți și prea fericiți pentru a le permite necazurilor să se apropie. Să gândiți pozitiv despre dumneavoastră și vă să vă arătați asta celor din jur, nu prin vorbe mari, ci prin fapte mari. Să trăiți cu credință că toată lumea e de partea dumneavoastră, atât timp cât sunteți sincer cu privire la ceea ce vreți mai bun în propria persoană. Notă, crezul optimistului a fost publicat pentru prima dată în 1912 în cartea lui Christian D. Larson, Your Force and How to Use Them. O versiune prescurtată este folosită astăzi de Optimist Internațional, o grupare internațională de oameni preocupați să contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea lumii. Prefață. Vă propun să vă imaginați un cuietoare imensă, foarte dificil de deschis. Aceasta vă ține într-un loc unde n-ați dori să fiți. Totuși, se pare că sunteți conștienți de că cuietoarea poate fi totuși deschisă și astfel veți simți și experimenta acea libertate despre care doar ați citit până acum. Vreți să trăiți într-un loc anume, să vă bucurați de toate câștigând atât cât știți că puteți câștiga trăind așa cum vă doriți și realizând pentru cei din jur ceea ce știți că ar trebui să faceți. Este o încuietoare puternică. Până să fie deschisă aceasta, ține pe oameni într-o închisoare psihică, un loc întunecos care îi depersonalizează pe toți, o celulă strâmtă, un spațiu care limitează, ucide visurile și menține pe treapta cea mai de jos pe oameni inteligenți, iubitori și capabili. Este cu adevărat una dintre cele mai puternice încuietoare. Puteți vedea? Cred că da. Este vorba despre încuietoarea care există în mintea oamenilor. Este o paradigmă. Cartea reprezintă o cale de a ajunge la libertate. Cheia secretul de a atrage tot ce vă doriți al Joe Vitale vă va deschide drumul spre o lume întreagă de posibilități și promisiuni. Vă răspunde la întrebări săcăitoare cum ar fi de ce nu ați ajuns încă la bunăstarea pe care știți că o merita și ar trebui să o aveți. Cartea de față va oferi strategii serioase, practice, care au trecut proba timpului ca să deschidă această încuietoare pentru totdeauna. Dacă sunteți în căutarea unei cărți care să vă explice cum să realizați unele lucruri în viață, care să vă ajute să fiți mai perspicace, vă sugerez îmbrățișați această carte ca pe un prieten nou și drag. Citiți-o din scoarță în scoarță, dar cel mai important, folosiți-o pentru a descuia acele încăperi interiorul dumneavoastră care v-au ținut captiv până acum. Timp de aproape 40 de ani m-am împiedicat în a fi de ajutor mai multor oameni și a companii din întreaga lume în deschiderea încuieturilor misterioase. Am citit sute de cărți pe tema respectivă și mi-am petrecut mai mult de 4 decenii studiind comportament uman. Această carte trebuie neapărat parcursă în întregime. Vedeți, dumneavoastră, îl cunosc pe Joe Vitale, îl știu încă de când căuta cheia de care spuneam. L-am văzut când a găsit-o, i-am văzut viața și lumea schimbându-se. Ceea ce este extraordinar în descoperirea pe care a făcut-o Joe este că și-a înregistrat fiecare mișcare. Asemenea, un mare astronom, Joe a tras
trasat o hartă a acțiunilor sale pentru a împărtăși această frumoasă adevărul cu oricine s-a săturat de închisoarea psihică în care se află. Joe Vitale este un instructor foarte apreciat al modalității de a scătușa potențialul ascuns. I-am citit toate cărțile, cheie este capodopera în domeniu. În stilul său ușor de parcurs, Joe dezvăluie subiecte considerate complexe și le face ușor de înțeles și, mai important, ușor de aplicat. Va lansa o provocare la adresa modului dumneavoastră de a gândi. Acesta este Joe, vă va face să reflectați, să râdeți și poate să plângeți, dar va da posibilitatea de a vă elibera de constrângerile pe care le vei impune, încuietoarea aceea groaznică de a o sparge. Folosiți cartea de față cum v-am sugerat și vă promit că tot vor începe în mod regulat să se întâmple lucruri ciudate și minunate în toate domeniile vieții noastre. Iată cartea care va deschide ușa spre o lume cu totul nouă. Aceasta conține cheia. Și mulțumiri. În cazul oricărui dintre titlurile mele și pentru cartea de față, mulți oameni m-au încurajat și m-au sprijinit în procesul elaborării ei. Matt, prietenul meu drag și redactor la John Wayne & Sons, figurează în topul listei celor mai oferit sprijin. Fără el, chiar ar fi rămas doar o idee. Nerissa, iubita mea și partenera mea de viață, este întotdeauna alături de mine și ne alimentează pasiunea de a scrie. Mulțumesc de asemenea Rhonda Bryan, realizatoarea filmului Secretul, pentru că m-a implicat în producerea unei pelicule extraordinare și astfel oamenii care nu mă cunoșteau au zis de munca mea și o vor astfel de carte. Suzanne Bors, asistența mea personală, care îmi face zilnic viața mai ușoară, astfel încât să îmi pot concentra asupra scrisului. Prietenul meu apropiat mi-a sprijinit și sfătuit la rândul lor, mintea acestea se numără Bill, Pat, Gillen, Greg, Cindy, prietenul meu drag și fratele meu într-un cruciat de lumini, Mark, mă susține în toate proiectele mele. Victoria și este și alături de mine și de munca pe care o fac, o prietenă neprețuită. Vreau totodată să le mulțumesc lui Joe, Howard, Katie, Mark, Scott, Jeff, John, Rick, Rupa, Will, Scott, Mark și Ann Taylor pentru asigurarea confortului personal. Mulțumesc și lui Cindy și echipei mele de instruire miracole. Mark Wisser și-a lăsat la o parte toate planurile pentru a edita forma preliminară a cărții. În sfârșit, sunt recunoscătoare divinității pentru că m-am îngăduit să fac ceea ce fac. Dacă am uitat pe cineva și probabil că am uitat, îmi cer iertare, vă iubesc pe toți. Bun. Toți cei care au fost implicați în mod serios în orice fel de activitate științifică realizată, realizează că deasupra porților ce străjuiesc intrarea în templul științei sunt scrise cuvintele: trebuie să aveți credință. Mark Planck, laureat al primului Nobel pentru fizică în 1918. Nu vreți să cumpărați cartea, puteți să găsiți o recenzie pe internet, puteți să întrebați un prieten, o puteți comanda dacă vreți pe internet sau din librării sau chiar de la editura Meteor Publisher. Cartea face parte din categoria dezvoltare personală scrisă de Joe Vital, cheia, secretul de a atrage tot ce vă doriți, mai mult control asupra vieții și destinului dumneavoastră. Ne recomandă și el pentru succes: trăiți în prezent, schimbați-vă convingerile personale, analizați-vă gândirea, citiți cărți motivaționale, spuneți în continuu te iubesc, țineți de cazul la distanță, simțiți-vă de parcă dorințele v-ar fi fost îndeplinite, spuneți în continuu îmi cer iertare, lăsați-vă trupul să comunice și recepționați mesajele stărilor dumneavoastră de spirit, cele 10 metode. Apelând la înțelepciunea practică și la tehnica autentică, înțelegerii de sine, Vitale vă oferă 10 metode garantate pentru a vă bucura din plin de viață, cele enumerate mai sus. Eu zic că e alegere bună, că dați pe un viciu, măcar mai băgați și rugați și voi ceva la cap și poate găsiți o idee care puteți să o puneți în practică și vă face viața mult mai frumoasă. Chiar merită. Eu sunt Virgil, vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem data viitoare la un nou videoclip. V-am salutat!